Totul a început în prima zi de Paște, duminică, familia Grigoraș a fost în vizită în satul Cucova. La plecare însă, cei doi soți s-au certat, iar gălăgia lor se pare că a deranjat. Eu mă certam un pic cu soțul meu, și soțul meu a spus, nu mergi acum acasă tu cu mașina. Și a izbit ușa la portieră. El, izbind ușa la portieră, a ieșit pe gard înarmat, cu o gheoagă în mână și i-a spus, vină un pic la gard. De ce-mi faci mie gălăgie aici? I-a zis soțul meu, pentru, nu ți-am făcut nimic, nu te-am deranjat. Nu ți-am atins gardul, nu te-am deranjat cu nimic. Ce treabă ai cu familia mea, cu soția mea? Ce treabă ai cu mine? Lucrurile au degenerat și cearta a scăpat de sub control. Am început să mă înjuri, faci deranjul ăsta. Măi, e mașina mea, fac ce vreau, că nu mă oprește. Și pe aia nu m-am așteptat, așa pe poartă, faci pe aia prima tu but în cap. N-am căzut, după asta, ci că el, mi-am întors așa, aș te arăt înapoi, ci că stai un pic așa, am văzut că vine iar cu putea să dă în mine, m-am izbit de el, și când m-am izbit de el, m-am apucat de așa de buză și mi-am smuls buza cu totul. Tânăra a ajuns la spitalul județean cu ambulanța. În urma lui, rudele și poliția au rămas să caute bucata de buză lipsă. O bucățică din buza inferioară a pacientului a rămas în gura agresorului, solicitat pentru a interveni chirurgical. Într-un prim timp, operator s-a realizat toaleta plăgilor și sutura buzei inferioare, din punct de vedere estetic. În momentul de față, lucrurile evoluează destul de bine, iar secundar am sfătuit pacientul, dacă va fi nemulțumit, se pot aplica tot felul de tehnici de reconstrucție a buzei inferioare. Rudele au găsit și bucata de buză care lipsea, însă prea târziu. Soția a venit la spital la 48 de ore cu buza în poșetă, pe care a găsit-o ulterior, din păcate era mult prea târziu pentru a se putea tenta un gest chirurgical de reconstrucție. Acum Alin Grigoraș poate fi deja externat, însă va trebui să revină pentru controle și să treacă și pe la poliție, unde să explice ce s-a întâmplat. Să facă dreptate legea, nu eu să fac. Din cercetările efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că între doi bărbați de 28 și 36 de ani, pe fondul consumului de băuturi alcoolice și a unei discuții în contradictoriu, a avut loc o altercație în timpul căreia cei doi și-au aplicat reciproc lovituri. Bărbatul de 28 de ani a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Bacău pentru îngrijiri medicale, iar polițiștii au întocmit dosar penal, urmând ca încadrarea juridică a faptei să se facă în funcție de concluziile medicilor legiști. Conform specialiștilor, în câteva săptămâni, tânărul de 28 de ani va putea zâmbi, vorbi și mânca în mod normal.